impresia că trebuie să faci ceva ca să ajungi în viața veșnică. Nu trebuie să faci, că nu poți face, că ești rob păcatului, ești legat de mâini și de picioare. Știți ce mă doare? Ascultați-mă, păstori! Mă doare că botezăm de multe ori oameni care sunt legați și așteptăm ca oamenii ăștia să facă ceva. Dar nu fac. Nu fac. Omul acesta a venit la Iisus și a zis: Doamne, ce trebuie să fac eu? Și Domnul s-a uitat la el și nu i-a spus ce trebuie să facă. Pentru că l-a văzut că e legat. Era legat de bani. Era legat de păcat. Era legat de diavolul, cum sunt mulți oameni. Dacă îi spune lui Vasile să facă ceva, să dea cu coasa, dacă îi spune ceva să meargă la sapă, nu poate. Nu poți. Știți de ce unii oameni nu se pot lăsa de băutură? Știți de ce unii oameni nu pot veni la biserică? Știți de ce unii oameni nu se pot lăsa de imoralitate? Știți de ce? Că sunt legați. Le-am zis-o multora, mă ridică mâinile, nu pot. Sigur că nu pot să ești legat. Vino la biserică. Cum să vină la biserică dacă nu poate că e legat? Amin. Acest tânăr bogat era legat. A venit la cel ce poate să dezlege. Și culmea, nu i-a plăcut răspunsul, că nici nouă nu ne place răspunsul Domnului. Noi am vrea să ne vorbească Dumnezeu cum ne place nouă. Ascultă-mă! Există un prea târziu odată. Dar în seara asta Dumnezeu spune: astăzi e ziua ta când Hristos poate să te dezlege. În păcat au fost născuți toți. Legați cu funii, cu funile minciunii, cu funile amăgirii, cu funile curviei, cu funile beției. Suntem legați și am fost legați și așteptăm să facem ceva. Ascultă-mă, nu poți să faci nimic până nu te eliberează Hristos. Au ce zic? Durerea mare pe care o avem ca păstori e că îi vedem pe ai mulți botezați și în seara asta aici, frate păstori, mulți dintre voștre oi sunt aici, dar nu vedeți cum butonează telefoanele. N-au nimic așa cu Dumnezeu. N-am nimic cu Dumnezeu. Vin și vorbesc unii cu alții. N-am nimic cu Dumnezeu. Că dacă ai vrea ceva cu Dumnezeu, în momentul în care ai venit aici, ai considerat că locul ăsta e sfânt. Și Dumnezeu e aici. Amin. Și în seara asta Dumnezeu te poate elibera. Amin, amin. Și ce a zis Domnul Iisus? Nu trebuie să faci tu, Vasile. Fac eu pentru tine. Și știți ce a făcut Iisus cu mulți dintre voi? Întâi zice, trebuie să te dezleg ca să poți să faci ceva. Și ai venit la Hristos, pentru că asta e important. Să nu mai amâi, pentru că va fi un prea târziu. Un prea târziu. Știi ce te desparte? Știi ce te desparte pe tine de Dumnezeu? Niște lanțuri. Niște lanțuri. Lanțuri care te-au legat toată viața. Lanțuri care te-au robit toată viața. Niște lanțuri te desparte de Dumnezeu. Pastorul nu poate face. Biserica nu poate face. Dar o face Iisus Hristos. El are toată puterea în seara asta. Tânărul bogat a zis, ce trebuie să fac? Și Iisus a uitat la el și a zis, tu să faci. Tu crezi că poți să faci? Nu vezi că ești legat? Nu vezi că inima ți-e legată de bogății? Nu vezi că inima ți-e legată de pofte? Nu vezi că inima ți-e legată de lumea asta? Tu să faci? Nu poți să faci că ești legat! De ai nevoie de o evangelizare! De ai nevoie de Hristos! Și ce
începe Hristos să te elibereze. Și să știți că asta nu merge așa dintr-o dată. Și ascultați, după ce te-ai întors la Dumnezeu, ia, Vasile, ascultați, imaginează-ți că drumul tău e spre moarte. Auzi Evanghelia, auzi predica din seara asta. Și ce trebuie să faci? Doar să te întorci. Ia întoarce-te. Nimă că poate să întoarcă. Vedeți? Mulți oameni zice, nu pot! Nu pot, ba da, te întorci, poți să te întorci. Poți să te întorci. Dar te eliberat, nu te poți elibera. Deci ai nevoie să lași pe Hristos în seara asta. Să dea jos ranțurile de la mâini. Să dea jos ranțurile de la picioare. Aleluia! E nevoie în seara asta. Și acum ascultă! Deci Hristos, după ce te-am dezlegat, acum trebuie să faci. Știți de ce nu iese bine lucrarea multor pocăiți? Că o face cu mâini legate. În biserică ar cânta, dar în cursul săptămânii mint și se ceartă cu nevasta, cu bărbatul. În biserică ar proroci, dar în cursul săptămânii își bagă mâna în genuia lui, în șală. Ascultă-mă în seara asta. Și ce mi-a dat Domnul în seara asta aici? Sute de lanțuri care trebuie să cadă. Sute de lanțuri care trebuie să cadă. Știți de ce? N-ai mai luat cina de ani de zile? Și de ce n-am mai venit la biserică? Nu vorbesc de aia nepocăiți. Pentru că aia nepocăiți au început să ne scoată ochii în ultima vreme. Și să zică, eu să mă pocăiesc, uitați-vă la voi. Uitați-vă că nimeni nu-i mai șmecher ca voi. Uitați-vă că nimeni nu înșală mai mult ca voi. Uitați-vă că nimeni nu calcă legea mai mult ca voi. De ce nu putem? Dă-i putere, Doamne. Stai aici, Vasile. Stai aici. Stai aici. Aleluia! Știi ce te va despărți pe tine în ziua aceea când vei pleca din lumea asta? Dacă nu vei lăsa pe Hristos să rupă lanțurile, niște lanțuri te va despărți pe ce niște ranțuri pe care Domnul în seara asta le poate rupe de peste viața ta. Există un prea târziu. Dacă vezi pe cineva în seara asta aici, care nu-i mântuit, care-i pocăit vopsit, care-i botezat, dar trăiește încă păcat, spune-i în seara asta, du-te la el, ai curajul și spune, va fi un prea târziu pentru tine dacă nu te întorci la Dumnezeu. S-o spun cu toată inima. Va fi un prea târziu. 1, 2. Dumnezeu nu așteaptă să faci nimic câtă vreme ești legat. Așteaptă doar să crezi.